Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Realitatea din PNL. Sunt Marinela Mititelu. Au mai rămas vreo două ore și premierul Câțu va fi față în față cu șeful PSD, Marcel Ciolacu. La ora 15 va merge la guvern să discute despre zecile de miliarde care ar trebui să vină de la Bruxelles, despre PNRR, despre acești bani pentru care România se chinuie de luni bune să primească verde de la Bruxelles. PNRR, planul acesta este în continuare blocat. Nu au reușit cei de la București să ajungă la un acord cu reprezentanții de la Bruxelles. În toată această neînțelegere mai intervine o necunoscută. Ce vor face cei din opoziție? Pentru că au propriile lor nemulțumiri. Reprezentanții PSD amenință cu greva parlamentară dacă acest PNRR nu trece prin Parlament. Invitatul meu, domnul Alexandru Cociș, deputat PNL, bine ați venit, domnule Cociș. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Victor Negrescu. Aceasta este delegația care merge la Palatul Victoria. Premierul a aruncat mănușa, putem spune, în această dimineață. A dat un semnal de negocieri în forță. Spunea pe Facebook, așteaptă scuze din partea celor de la PSD, scuze pentru români. Motivul este vorba de rata inflației. Premierul, iată ce spune mai exact, că cei de la PSD în 3 ani de zile cât au guvernat au adus inflația la cote foarte mari, de exemplu 5,4%, în vreme ce guvernul pe care îl conduce are astăzi o rată a inflației de sub 3%, mai exact 2,7%. A venit și replica domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu spune, printre altele, că de fapt domnul Câțu uită de scumpirile în lanț de care am avut parte în ultimele luni. Să nu uităm cea mai dramatică, 17%, scumpirea facturii pentru curentul electric. Cam tensionate se anunță aceste discuții. Ce așteptați să se întâmple după această confruntare? În primul rând, mi se pare un lucru foarte bun deschiderea de care a dat dovadă premierul Câțu pentru a purta discuții cu reprezentanții opoziției și pentru a dezamorsa această situație care riscă să ne ducă în situația în care să fim de râsul Europei, pentru că noi vom ajunge să blocăm PNRR-ul tuturor statelor membre dacă nu există un acord la nivelul parlamentului fiecărui stat european. Declarațiile belicoase de ambele părți, eu nu cred că sunt un lucru pe care ar trebui să îl vedem astăzi. Important este să atingem consensul și să beneficiem cât mai repede de acești bani pe care România așteaptă și mai ales toate sectoarele economice care au avut de suferit de pe urma pandemiei de COVID îi așteaptă. Dar am depus proiecte de 40 de miliarde. Vedem că am primit verde de la Comisie doar pentru 29 de miliarde de euro, nici măcar 30 de miliarde. Și rămâne sub semnul întrebării și această sumă, având în vedere că noi suntem printre puținele țări care încă n-am primit verde pentru acest plan național de redresare și reziliență. De ce credeți că nu reușim să trecem planul de Bruxelles? Unde scârție? De ce tot respinge Bruxelles? Bun, în primul rând, suma de 29 de miliarde fusese prenegociată cu mult timp înainte. Nu mai era loc de negocieri pentru mărirea acestei sume. Pentru a fost prenegociată acea sumă din timpul guvernului Orban și fiecare stat a știut de atunci pe ce
pe ce sumă se va baza pentru Planul Național de Redresare și Reziliență din fiecare stat membru. Probabil că proiecte în valoare de 40 de miliarde au fost depuse ca să le avem atunci când am mers cu ele să le prezentăm Comisiei Europene și să vedem exact în cazul în care anumite proiecte nu se încadrează, da, sunt considerate neeligibile, să avem cu ce să le înlocuim. Dar nu cred că cineva se aștepta că este cazul de o suplimentare cu 11 miliarde de euro față de suma pe care noi știam deja din urmă cu 7 luni că o vom primi. Și cum vă explicați faptul că nu reușim? A fost și ministrul la fonduri europene, domnul Boloș. PNRR-ul trimis la Bruxelles nu a primit undă verde, nici pe departe. Acum îl avem pe domnul Ghinea la fonduri europene. Și tot nu reușim să-i convingem pe oficialii europeni să accepte proiectele pe care le punem pe hârtie. Nu am înțeles cum să ne pliem pe așteptările oficialilor de la Bruxelles, nici acum. Ba da, noi am înțeles cum să ne pliem pe așteptările oficialilor de la Bruxelles. Ideea este că România față de celelalte state membre, state mai dezvoltate, avea niște decalaje pe care noi ne-am dorit să le rezolvăm cu acești bani, inclusiv chestiuni pe care noi le aveam de rezolvat în agricultură, cum era sistemul de irigații, pe care speram să-l rezolvăm și pe acela cu o anumită parte din fondurile provenite din PNRR. Iarăși extinderea rețelelor de gaz, lucruri pe care Uniunea Europeană le consideră astăzi neeligibile și noi încercăm să-i convingem că România nu trebuie tratată în tocmai cu toate celelalte state care și-au rezolvat aceste probleme cu foarte mulți ani în urmă. Și încercăm să obținem anumite derogări de la cadrul general și acolo este, dacă mă întrebați pe mine, nu blocajul, ci acolo se duce negocierea astăzi. Să încercăm să obținem anumite derogări de la cadrul general aplicabil tuturor statelor membre, dar state membre care nu se mai confruntă astăzi cu problemele pe care noi le avem în țara noastră. Și dacă tot avem această oportunitate și dacă tot avem această sumă extrem de importantă de bani, adică o sumă de bani pe care România n-a mai avut-o la dispoziție niciodată, trebuie să spunem lucrurile astea, ar trebui să putem să o folosim în așa fel încât să avem maximul de eficiență pentru economia țării noastre. Adică ar trebui să putem să folosim acești bani nu numai ca redresare post-pandemie, în urma efectelor pandemiei. Dacă tot vorbim despre redresare, haideți să încercăm să acoperim decalajele pe care noi le avem față de alte state membre cu totul. Și despre asta este vorba în cadrul negocierilor care se duc cu Bruxelles-ul astăzi. Da, mult timp n-a mai rămas. Dar să revenim la acel clinci pe care îl aveți în țară. Banii vom primi oricum. Ideea este dacă noi putem să folosim acești bani pentru toate tipurile de proiecte pe care noi considerăm că avem nevoie. Clinciul pe care îl aveți cu PSD în țară, câtă nevoie aveți de voturile celor de la PSD? Este nevoie pentru că va fi nevoie de 2/3 din voturile Parlamentului pentru a ratifica acest tratat care să permită Comisiei Europene să facă aceste împrumuturi în numele statelor europene. Conform, deci nu pentru exact, PNRR nu în pentru sine, PNRR ci în pentru sine, că va nu, veni exact, acest tratat exact, care modifică, de fapt, tratatul da, nostru, inclusiv de aderare da, la Uniunea da, da, Europeană. Da, da. Banii aceștia pe care îi împrumută Uniunea Europeană pentru PNRR trebuie rambursați de fiecare cetățean european în parte, exact, probabil din alte taxe. Exact, și ceea ce face PSD-ul astăzi nu va bloca PNRR-ul României, va bloca PNRR-ul tuturor statelor membre, pentru că va bloca Comisia Europeană de la posibilitatea de a face aceste împrumuturi în numele statelor europene. Da, adică este un blocaj la nivel european, da, un partid de opoziție din România poate să creeze, dacă se merge mai departe cu această inepție, dacă mă întrebați pe mine, poate să blocheze
finanțarea post-pandemie pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și să prejudicieze toți cetățenii europene pentru că ei au un joc de opoziție intern, în plan local. Deci e un potențial mare de șantaj pe care îl are acum PSD-ul. Pe care l-au descoperit, sincer, de o săptămână, că până acum nu s-a discutat niciodată despre așa ceva. Au tot spus că ei vor să treacă PNRR prin Parlament. Nu, mă refer la arma de șantaj pe care cu care au venit acum. Mă refer la potențial de șantaj în sensul acestui termen acreditat în politologie, potențial mare de a ține în șah un rezultat cu miză uriașă. Ei, cei de la PSD, spuneți, sunt indispensabili pentru acest vot de 2/3 din Parlament pentru ratificarea acelui tratat de aderare la Uniunea Europeană. Reratificare, am putea spune. Cum reușiți în condițiile astea să îi cooptați și pe PSD-iști să vă fie alături, să nu vă pună bețe în roate? Acum trebuie să ajungem la un consens. Acum eu sunt sigur că nici PSD-ul ca formațiune politică care reprezintă totuși un număr important din cetățenii acestei țări, care, pentru că au primit voturile a 30% din cetățenii României, nu își doresc să devină oaia neagră a Europei. E clar că doresc o negociere, dar nici termenii în care... doresc dumnealor să treacă PNRR-ul nu sunt realiști. Dar eu tot n-am înțeles ce cer cei de la PSD. Să treacă PNRR prin Parlament, să știe și despre ce e vorba. Da, nu prin Parlament, ci să știe și pentru că PNRR-ul a fost prezentat în Parlament, a fost prezentat în Comisia de Afaceri Europene. Da, într-o variantă care nu e de actualitate. Da, acum se lucrează la PNRR. Nu avem un plan. Ce-și doresc colegii de la PSD este ca parlamentari, 466 de parlamentari, să poată să depună amendamente la PNRR, ca și cum am depune amendamente la legea bugetului de stat. Dar gândiți-vă, iarăși dacă am intrat în caruselul amendamentelor populiste, dar știți cum este la legea bugetului de stat când se depun amendamente. Da, cum îi cointeresați totuși? Pentru că ne uităm la acele instituții eligibile să acceseze banii aceștia care vin prin PNRR. Consiliile județene, acolo unde are PSD 20, de șefi, nu se numără printre instituțiile eligibile. Ministerele care vor accesa în principal acești bani prin PNRR, că vorbim de fonduri europene, de transporturi, de educația maestră la dumneavoastră, la liberal, de mediu, care e la UDMR, acestea nu sunt în ograda celor de la PSD. Singurele instituții prin care PSD-iștii ar putea și ei să aibă acces la aceste zeci de miliarde venite prin PNRR ar fi prin aceste consilii județene, conduse de PSD-iști. E cazul să modificați criteriile de eligibilitate pentru aceste instituții care vor accesa banii și să permiteți și consiliilor județene să se implice în acest joc? Eu zic că astăzi, la cât de întârziat suntem cu tot calendarul, nu cred că mai este cazul să mai modificăm ceva. Și dacă mă întrebați pe mine, nici nu cred că ăsta este scopul celor de la PSD. Și dacă se va ajunge cu PNRR în Parlament și dacă se va ajunge la ceea ce își doresc dumnealor, să aibă posibilitatea să depună un soi de amendamente la PNRR, acelea vor fi amendamente depuse într-un scop populist. Nu vor ține cont de criterii de eligibilitate, vor ține cont de cadrul și regulile generale. Vor fi exact ca în situația legii bugetului de stat, atunci când se depun amendamente pentru Căminul Cultural Aveți și noastre liberali 17 consilii județene. Ce vă spun șefii de consilii județene? Că la fel și ei sunt scoși din joc. Noi nu resimțim această presiune. Fondurile acestea, miliardele venite prin PNRR, vor fi trase prin ministere conduse în principal de către USR+,
UDMR. Da, dar banii aia trebuie să se regăsească undeva la nivel local. Banii aia nu pot să rămână la nivel de minister. Banii aia oricum vor fi redistribuiți în toată țara. Sau păi, o decizie... Categoric, dar nu mai este timp, în primul rând, pentru altceva. Și, nu mai este, și cu cât ai mai multe creiere care vor să negocieze cât mai favorabil pentru fiecare parte în sine, gândiți-vă că cu atât este mai greu să atingi consensul. Cu cât păstrezi lucrurile la nivel mai restrâns, da, ca să putem să obținem cu celeritate acești bani și pe urmă oricum ei când se vor redistribui. Dar nu se simt trădați cei de la baza partidului și care de altfel duc greul campaniei, campaniilor electorale, șefii de consilii de țări, cei 17 ai PNL, scoși total din joc. Dar nu sunt scoși total din joc, pentru că comunitățile locale vor fi beneficiarii acestor prin bani. Prin niște ministere conduse de USR Plus, de UDMR. Păi și ce credeți că vor face cu banii? Nu tot la comunitățile locale vor ajunge. Nu îi vor lua acasă. Nu îi vor duce doar în Harghita și Covasna și nu îi vor duce nici doar la Timișoara și Brașov. Mm-hmm. Vor ajunge la nivelul întregii țări în funcție de proiectele care sunt finanțabile din PNRR. Noi n-am resimțit această presiune. Vă spun că n-am resimțit o tensiune subterană. Nu este. Nu? N-am resimțit această presiune nici o secundă. Din partea liderilor nici o secundă, locali? Dar știți de ce? Pentru că tuturor li s-a părut nerealist să multiplici masa actorilor prezenți la negociere într-un număr atât de mare. Mm-hmm. Este nerealist să crezi că poți să atingi un consens așa. Bun. Pe scurt, concluzionând, cum credeți că se termină discuția de azi? Ciolacu versus Câțu. Vor bate palma sau va fi un șir lung de Eu am încredere în abilitățile de negociere ale premierului Câțu, în schimb nu am încredere în dorința PSD-ului de a găsi un consens atât de repede. Eu cred că vor mai dori să mai extragă capital politic încă din acest subiect, din această temă și nu cred că vor ajunge la un consens astăzi, nu pentru că nu va fi atins consensul sau că nu este posibil, ci pentru că vor să se folosească de această temă pentru a mai câștiga capital politic. Este, dacă mă întrebați pe mine, o dovadă de politicianism meschin prin care ei, în momentul de față, urmăresc au un obiectiv pur electoral, deși nu avem alegeri decât peste 3 ani și jumătate, dar vor probabil să facă cum mai cresc un pic în sondaje, șantajând guvernul, blocând toate lucrurile la nivel de PNRR și bani pe care trebuie să-i absorbă România. S-ar putea să se trezească cu un efect de bumerang și să vadă că nu vor crește în sondaje în urma acestui șantaj și că vor scădea în sondaje. Vom vedea. Vedeți posibilă situația în care PSD se pune de-a curmezișul în Parlament și e blocată toată această procedură la nivel european? Nu veți avea 2/3 în Parlament pentru acel tratat? Sincer, știți de ce nu văd această posibilitate? Dacă vă gândiți, dacă vă reamintiți când a fost dat jos prin moțiune de cenzură guvernul Dăncilă, a fost dat jos inclusiv cu unii oameni raționali care la vremea respectivă erau în interiorul PSD. Nu întotdeauna, dacă da, trădează pentru liberali, sunt raționali? Sincer, la cum arăta guvernul Dăncilă și la direcția în care ducea România, a fost o dovadă de rațiune. Uh-huh. Și de patriotism chiar. Da. Ziceți dumneavoastră. Da. Și eu mizez pe faptul că întotdeauna, într-un context de genul acesta, există oameni raționali care își dau seama că nu păi, merită rațional, sacrificat interesul rațional, unei națiuni și interesul tuturor cetățenilor europeni de dragul unui joc meschin politic local pe care îl practică PSD-ul astăzi ca și partid de opoziție. Nu e vorba de niște raționale așa mai rătăciți într-o mare masă a opoziției, e vorba de o mare masă din opoziție care să voteze pentru acest tratat. Gândiți-vă că oamenii... Aveți oamenii nevoie care, de 2-3 practicate voturile celor de la PSD. Gândiți-vă la un lucru. Există o presiune din partea celor care ne-au votat și care ne-au acordat încredere. Presiunea o resimțim și noi ca și partid de guvernare, presiunea o resimțim și ca și partid de opoziție. Pentru că tu nu te duci acolo să te reprezinți pe sine.
Și dacă nu poți, adică orice mișcare de genul ăsta faci, prejudiciezi oamenii care te-au votat. Când acea presiune se va face simțită, o să vedeți că vor deveni raționali și vor renunța la acest joc politic prin care, în momentul de față, urmăresc doar să câștige capital electoral. Când vor vedea că nu câștigi capital electoral, ci riști să pierzi foarte mult capital electoral, vor deveni pragmatici și, din punctul meu de vedere, vor atinge consensul care poate fi găsit și astăzi, dacă se dorește. Cu cei de la AUR veți încerca să aveți discuții? Să vă voteze? Da, categoric. Și ei reprezintă un anumit segment din populație care, nu mă îndoiesc, că nu are aceleași nevoi, da, pe care le are... Și cum îi vedeți? Suficient de raționali sau departe de aceste așteptări? Știți cum este? Între interesul partidului politic de la un moment dat și ceea ce decide parlamentarul la nivel individual, sub presiunea pe care o resimte din partea oamenilor care i-au acordat votul și încrederea implicit, pentru că parlamentarii provin dintr-o comunitate. Ei se întorc în acea comunitate. Vor da ochii cu acei oameni. Eu cred că între interesul partidului și în ceea ce vor face individual parlamentarii, dacă se va ajunge la așa ceva, da, vom avea parte de o sciziune. Ca să inițiați o cale de sciziune la AUR, vă referiți? Deci, și la AUR, și la PSD, și la toate partidele care se vor pune de-a curmezișul în fața unui demers care este evident benefic pentru întreaga națiune, nu doar pentru PNL sau pentru cei care au votat Partidul Național Liberal și Alianța USR Plus. Pe cine vedeți capabil? De acei bani vom beneficia cu toții. Să deschidă o ușă dialogului. Dacă vorbim de această tabără a celor de la AUR, ce lideri acolo putea să fie dispuși să dialogueze rațional, echilibrat, cu interesul național la orizont? Este opinia mea și nu doar a mea, de fapt că au mai verbalizat-o și alți lideri. Unul dintre cei mai capabili lideri care ai puterii care pot atinge consensul, mai ales la nivel parlamentar, este clar Ludovic Orban. Nu, vorbesc în tabăra AUR. În tabăra... Pe cine vedeți deschis unui dialog rațional? Eu cred că inclusiv la nivel de președinte al formațiunii politice se va atinge consensul când va veni o anumită presiune publică, inclusiv din partea electoratului lor, care nu va înțelege. Dacă vă uitați la... M-am uitat de curiozitate și puteți să verificați la anunțurile PSD-ului prin care spune că va bloca adoptarea PNRR-ului. Da? Uitați-vă la comentariile pe care le primesc pe pagina lor de Facebook, care mă gândesc că este urmărită de către susținători, în preponderent de către susținători ai Partidului Social Democrat. Uitați-vă să vedeți acolo comentariile oamenilor simpli și cam ce părere au despre acest demers. Aveți alegeri interne anul acesta. Vă pregătiți de congres. L-am auzit zilele acestea pe primarul Clujului, domnul Emil Boc. Spune despre premierul Câțu, este viitorul pentru PNL. Poate scoate cei mai buni din țară și din partid. Asta este viziunea domnului Boc în perspectiva viitorului congres pentru alegerea președintelui PNL. Este și opinia dumneavoastră, domnul Câțu? A mea personal? Da. Domnul Câțu este unul dintre liderii Partidului Național Liberal. Dacă este viitorul ca și președinte al Partidului Național Liberal, în primul rând, cred că ar trebui să spună dacă va candida sau nu, că deocamdată vorbim doar, adică doar speculăm în privința candidaturii domnului Câțu. Nu și-a anunțat o candidatură oficial și la nivel de speculații, dacă domnul Câțu este un politician de viitor în interiorul PNL, categoric da, este un politician de viitor și este un politician tânăr, un tehnocrat în domeniul dumnealui, un finanțist foarte apreciat și este nevoie întotdeauna de astfel de colegi ca domnul Câțu, cu pregătire, cu
oarecare carismă care să... Dar vedeți președinte al partidului? Președinte al partidului? Acum ajungeți un pic... Fiecare dintre noi avem o opinie subiectivă, cum este și normal, și analizăm în funcție de ceea ce știm și din spatele, cum să zic eu, ușilor, nu din spatele ușilor închise, ci din viața internă a partidului. Îl consider un premier foarte bun, pe domnul Cîțu, și care poate face cu adevărat performanță dacă va avea colaborare din partea partenerilor de coaliție, dar la nivel de partid, la nivel intern, sincer, eu cred că ăsta este unul dintre motivele pentru care dumnealui nu și-a anunțat încă candidatura, pentru că nu este convins că are skillurile necesare. Nu susține. Skillurile necesare pentru a conduce un partid politic. Dar ce skilluri sunt necesare și nu le are? Păi, în primul rând, trebuie să-ți dorești asta. Trebuie să-ți dorești asta. Doi, trebuie să-ți placă cu adevărat. Să-ți placă să fii un om popular, un om al oamenilor, un om care să cunoască partidul în profunzime. Domnul Cîțu este un coleg relativ nou. El a avut un singur mandat de parlamentar, de senator, în cadrul Partidului Național Liberal, și înainte de acel mandat nu era un membru al Partidului Național Liberal. Nu știu cât de mult a avut timp să cunoască în profunzime partidul și ceea ce înseamnă PNL-ul la Satul Mare, la Bihor, la Covasna, la Vaslui. Și da, pentru, trebuie să-ți placă și trebuie să-ți dorești asta. Eu cred că faptul că nu și-a anunțat încă intenția de a candida este și pentru că nu este convins că își dorește asta și că are abilitățile necesare pentru a conduce un partid. Pentru că este o diferență mare între a conduce un partid și a conduce un guvern de miniștri, da? Un partid cum este Partidul Național Liberal are mai mult de 200.000 de membri. Mai mult de 200.000 de membri. Nu-l vedeți destul de activ? Este în febra... Ca și premier. Campaniei, ca și premier. Ca și bate premier. Țara în lung și în lat. Păi și nu asta l-am văzut să fac la premier, sfârșit sincer. De săptămână. Nu credeți că încearcă tocmai să aibă sprijinul filialelor? Eu domnul vă spun Orban că spunea, mi-aș dacă... dori să fie candidat și să vedem o competiție serioasă între doi oameni cu calități. Doi oameni cu calități, poate să vină și a treia candidatură. Adică, sincer, mi-aș dori să avem o competiție frumoasă în PNL și cu candidați valoroși. Ei, domnul Orban spune că are de partea sa 36, nu? Din cele 41 de organizații, da, ale partidului. Am avut un episod în istorie, se întâmpla la PSD, când Joana a intrat la congres tot așa cu 36-37 de organizații în spate, sprijin declarat pe față, și din congres a ieșit câștigător, nu știu dacă vă mai amintiți, domnul Ponta. Surpriza surprizelor. Că așa este cu românul. Probabil că se întâmplă și la PNL, nu doar la PSD. Una spui în față și alta fumezi, da, alta votezi pe la spate. Da. Ei, cât de sigură este această susținere declarativă pentru domnul Orban? Nu e declarativă, este înscris susținerea, pentru că s-a dat un vot în cadrul organizațiilor respective și există o moțiune de susținere. Iar acum ne îndreptăm atenția spre emisiunea Realitatea din PNL, moderată de colega mea Marinela Mititelu. Marinela, cine este invitatul tău de astăzi și despre ce veți discuta mai exact? Bine te-am găsit! Bun găsit! Da, domnul Alexandru Cociș, deputat PNL, este invitat și aș fi vrut puțin să vorbim despre glumele care au circulat în ultima vreme. Orice euro este frică, mai nou. Da, da, da. Să parafrazăm. E o glumă foarte gustată, domnule Cociș. De când doamna Dăncilă a ajuns consultantul domnului Mugur Isărescu la BNR, i-am văzut pe useriști că sunt foarte revoltați și cer domnului guvernator să-și reevalueze aceste numiri, domnul Mircea Pașcu, doamna Dăncilă, domnul Petre Roman. Noastră, liberalii, sunteți tăcuți, nu cereți nimic domnului guvernator. De ce?
N-a venit împotriva acestor numiri? Acum, sincer, mi se par cel puțin ciudate, cel puțin ciudate, și nu știu exact care este competența doamnei Dăncilă, care sunt abilitățile care au recomandat-o pentru acest post de consilier. Să cerem domnului Mugurisărescu astăzi socoteală, având în vedere că l-am votat în urmă cu un an, dacă nu mă înșel, l-am votat pentru un nou mandat de guvernator. Mi se pare așa că ne-am contrazice deciziile. Dar asta nu înseamnă că... Îl susțineți în absolut orice decizie, inclusiv în decizia numirii doamnei Dăncilă? Nu, acolo? Îl susținem în activitatea dumnealui care ține de politica monetară a statului. Păi și nu-l criticați, român, indiferent de ceea ce face? Dar așa v-ați propus, că nu-l criticăm, asigurați un mandat de pace totală. Nu, dar haideți să vedem cum se reflectă în primul rând în activitatea păi pe care trebuie să aibă o asemenea numire. Îl lăsăm la o parte, să zicem, pe domnul Pașcu, îl lăsăm, înțeleg că se pregătește și Adrian Severin să ajungă la BNR, îl lăsăm și pe domnia sa. Dar doamna Dăncilă, totuși, ștampilată drept incompetenta țării și a demonstrat incompetența cu vârf și îndesat, a fost o impostoare într-o funcție de premier, așa spune la unison opinia publică și clasa politică. Și acum o vedem cocoțată în dita mai funcția de consultant? Da. V-am spus, este o numire ciudată. Păi și nu... Vă revoltați, lăsați doar pe useriști? Nu este vorba de revoltă, dar nu văd ce am putea face ca și partid politic pentru a ne opune unei numiri de genul acesta. Mm-hmm. Deci este o numire, v-am spus, ciudată, nu o înțelegem, dar nici nu cred că e cazul să... Decredibilizează instituția asta numită Banca Națională? O decredibilizează la nivelul nostru intern. La nivel extern, sincer, nu cred că doamna Dăncilă va fi unul din vectorii de promovare a imaginii băncii naționale în... Da. Domnul Câțu, este viitorul pentru partid? Asta consideră domnul Emil Boc. Văzând că e o competiție deja... Domnul Orban își face campanie, domnul Câțu încă ezită să anunțe că la Congres va candida pentru funcția de președinte. Este domnul Câțu viitorul pentru PNL? Răspuns scurt. Este unul din liderii Partidului Național mulțumesc, Liberal. Mulțumesc tare mult. Legătura înapoi. Mulțumesc, Marinela. Trecem mai departe. Soțul femeii care și-a... Da, nu am lămurit. Este sau nu este viitorul, domnul Câțu? V-am spus, domnul Orban este din punctul meu de vedere, trecutul, eu vă spun așa. Domnul Câțu, din punctul meu de vedere, are un viitor lung în cadrul Partidului Național Liberal. Dacă viitorul domnului Câțu în cadrul Partidului Național Liberal va fi și ca președinte al Partidului Național Liberal la acest congres sau la un alt congres, asta rămâne să vedem. Uh-huh. Dacă mă întrebați pe mine astăzi, părerea mea personală este că este un premier bun, dar pentru a fi și un președinte de partid bun, ai nevoie de mai multă experiență în viața internă a partidului și nu știu dacă domnul Câțu astăzi o are și cred că este unul dintre motivele pentru care nu și-a anunțat o candidatură. Probabil că se gândește la această candidatură. Eu mi-aș dori să candideze pentru că, trebuie să avem candidați valoroși și nu trebuie să avem un congres care trebuie să fie un festival al democrației interne dintr-un partid. Nu trebuie să avem un congres cu un singur candidat. Eu cred că trebuie să fie mai mulți candidați și să fie candidați valoroși, din care cei, v-am spus, Partidul Național Liberal are peste 200.000 de membri. Cei peste 200.000 de membri să poată să aleagă. Ce spune organizația de Iași, din care proveniți? Organizația PNL Iași a dat o moțiune de Iași. Susținere pentru președintele actualul președinte Ludovic Orban, care și-a și anunțat candidatura de altfel. Se întâmpla înainte de retragerea din funcția de șef al filialei? E adevărat, dar conducerea este aceeași, doar președintele este altul, iar acea moțiune de susținere nu este dată de președinte. Șeful filialei dar nu este dată de președinte, este dată de birou județean. Și spuneți că e valabil prezidat de președinte, dar adică votul președintelui în cadrul biroului județean de conducere este un vot. Atât. Uh-huh.
În afară de președinte nu s-a schimbat nimic. De schimbarea liderului de filială nu aduce și o schimbare de susținere, spuneți noastră. Păi gândiți-vă că actualul președinte interimar, Alexandru Muraru, face parte din conducerea, în calitate era prim vicepreședinte, și face parte din conducerea biroului județean care a dat acel vot de susținere. Adică nu văd de ce s-ar schimba, a fost un vot dat în unanimitate. Rareș Bogdan spune, dacă va câștiga la congres Ludovic Orban, atunci domnul Orban va rămâne cu un partid, citez, bolnav. Și mai zice, un partid scindat, frustrat. Vedeți un asemenea deznodământ pentru liberali, dacă va rămâne... Păi de ce, dacă va câștiga domnul Orban va rămâne cu un partid bolnav, frustrat, scindat? Pentru și dacă va câștiga altcineva, oricine ar fi, puternic anti-Orban, dornic de schimbare, și domnul Orban, mai argumenta europarlamentarul, colegul dumneavoastră, domnul Orban acumulează prea multă putere, dacă... dacă ajunge... Eu zic că este un echilibru perfect al puterilor în cadrul partidului astăzi, având în vedere că avem un premier care nu este președintele partidului, deși noi avem o rezoluție care spune că președintele partidului trebuie să fie și premier, că premierul trebuie să fie președintele partidului, invers. Și eu zic că este un echilibru perfect astăzi, având în vedere că... președintele partidului este președintele Camerei Deputaților și premierul este vicepreședinte al partidului. În istorie, la noi n-a prea funcționat. Uitați-vă așa este, ce dar Partidul Național PSD Liberal, Partidul Național Liberal nu este PSD-ul care se depună moțiuni de cenzură Orban, împotriva propriului prim-ministru. Asta e. Domnul Orban a tot fost comparat cu Liviu Dragnea, că a ajuns în aceeași postură ca Liviu Dragnea. Care? Controla, încerca cel puțin să controleze din urmă, din umbră, guvernul, să își impună proprii premieri, să facă jocurile, dar lucrurile au funcționat până la un punct. De aici și faptul că l-a dat jos pe Grindeanu prin moțiune de cenzură, l-a pus pe Mihai Tudose să-și dea demisia. În final a picat doamna Dăncilă, care intrase oricum în disgrația lui Liviu Dragnea. Exemplu... Mult înainte să ajungă la pușcărie Liviu Dragnea. Vă dau un exemplu clar, nu credeți concret. Că asta e, o astfel de situație nu face decât să scindeze partidul și să agite și mai clar, tare spiritele? Concret, pentru care situațiile sunt total diferite. În momentul de față, noi facem parte dintr-o coaliție de guvernare, împreună cu partenerii de la USR Plus și partenerii de la UDMR. Deciziile privind guvernarea țării se iau în cadrul acestei coaliții de guvernare, prin consens și în urma protocolului de guvernare asumat și semnat de către toți membrii acestei coaliții de guvernare. Sunt întâlnirile săptămânale pe care le știți ale acestei coaliții de guvernare, ale liderilor coaliției de guvernare. Eu nu văd acolo o posibilitate și, sau o încercare de a controla unul dintre liderii partidelor care compun această coaliție de guvernare, de a controla guvernul. Pentru că nu este posibil. Nu este aceeași situație în care PSD-ul era tot puternic în guvernul pe care ei îl aveau la momentul respectiv. Și în care puteai să spui că președintele PSD-ului putea să fie atât de puternic. La noi, puterea este echilibrată, este împărțită, exact așa cum este sănătos să fie într-o democrație. Miza Congresului este și cu bătaie mai lungă pentru 2024, când vin prezidențialele. De regulă, șeful partidului este și candidatul la prezidențiale. Tradiția încearcă acum să o rupă PSD-ul cu Marcel Ciolacu, Marcel Ciolacu știind că partidul său, statistic vorbind, nu a avut șanse să câștige prezidențialele și foarte puțin probabil să aibă în 2024 această șansă istorică. Și atunci vrea să pună pe altcineva. Dar la PNL, nu? Ar trebui menținută tradiția, șeful partidului să fie și candidat la prezidențiale. Îl vedeți pe domnul Orban candidat Gândiți-vă, pentru prezidențiale? Spus, sau mai degrabă pe domnul Câțu? Sau poate pe domnul Boc? V-am spus mai devreme. Noi avem o decizie a Consiliului Național care stipulează că președintele partidului este premierul
pe care îl propune Partidul Național Liberal. Ei, vedem astăzi că nu președintele partidului este premierul, ci este domnul Florin Câțu, care este vicepreședinte al partidului. Nu am cum să previzionez ce se va întâmpla în 2024 la alegerile prezidențiale, da, pentru, pentru că nu există o decizie legată de candidatul, o decizie a Consiliului Național legată de candidatul la alegerile prezidențiale. Nu există o decizie. Ar trebui șeful partidului să fie și candidatul la prezidențiale al partidului? Nu, eu cred că ar trebui să fie candidatul cu cele mai mari șanse, iar cele mai mari șanse vor fi stabilite, cine le va avea, vor fi stabilite în urma unor cercetori, în urma unor măsurători sociologice și întotdeauna un partid, inclusiv președintele partidului, își dorește să câștige alegeri, cine pentru că așa are... și păstrează conducerea partidului, câștigând alegeri. Cine are anvergura necesară pentru asemenea funcție, cea mai înaltă funcție în stat? Cine am enumerat aceste trei nume de la PNL. Dacă mă întrebați pe mine, în Partidul Național Liberal sunt mai multe. Toți trei au anvergura necesară, dacă mă întrebați pe mine, și experiența necesară pentru a fi premier și pentru a fi candidați în alegerile prezidențiale. Se vorbește de un tandem pentru prezidențiale, domnul Câțu premier, domnul Boc candidat la prezidențiale, probabil președinte. Vedeți posibil așa ceva? Orice un tandem este posibil. De succes îl vedeți? Orice este posibil, dar deocamdată doar speculăm. N-avem nicio certitudine. Singura certitudine este domnul Orban, care și-a anunțat candidatura. În rest, n-avem nicio certitudine. Dar ce tandem mai vedeți în afară de acesta? Domnul Orban cu cine? Domnul Orban președinte și premier? Și premier și Florin Câțu. Aș fi vrut să trecem puțin la actualitatea zilei. Domnul prim-ministru ne promite o nouă relaxare, un nou pachet de relaxare. Nu știm în ce constă acest pachet. Și de 1 iunie. Deși inclusiv șeful campaniei de vaccinare recunoaște că nu o să ne atingem acea țintă, 5 milioane de vaccinați până la sfârșitul lunii mai. Șchiopătăm, mergem cu frâna trasă când vine vorba de vaccinare. În sfârșit, la nivel oficial se acceptă acest lucru. Da, până da. Acum știam că vaccinarea duduie. Suntem la 23% din populație vaccinată cu cel puțin o doză, iar media din Uniunea Europeană 33% este. Deci, clar, suntem în partea de jos a clasamentului european. De ce, sau considerați că este înțelept să venim cu noi și noi relaxări câtă vreme am început să luăm piciorul de pe accelerație când vine vorba de vaccinare? Noi, în momentul de față, nu ne-am atins limitele din punct de vedere logistic. Avem dozele de vaccin necesare pentru a vaccina un număr mai mare de populație. Avem personalul, avem spațiile, avem N-avem toată doritorii. Infrastructura în momentul de față este pusă la punct în așa fel încât noi să avem un ritm de vaccinare super accelerat. Și nu l-avem. În momentul, da, se observă o încetinire, nu pentru că nu există capacitatea statului de a vaccina, ci pentru că după ce s-a atins un anumit prag, numărul de doritori începe să scadă. De ce? Pentru că sunt cei sceptici care refuză din start să se vaccineze și pe urmă sunt cei care fac parte din zona de mijloc, în care nu sunt încă convinși că... Nehotărâții. Dar noi ne așteptam să atingem acest prag undeva pe la 6 milioane de vaccinați, probabil nici de fost, cum de la 4 că, milioane. Da, dar probabil că am fost mai optimiști în privința încrederii pe care populația o are în procesul de vaccinare. Nu credeți că a dăunat și relaxarea acestei pofte de vaccinare? Eu cred că relaxarea vine dimpotrivă pentru a exemplifica care sunt beneficiile dar nu unei e campanii niciun de vaccinare de succes. Nu e niciun stimulent pentru cei vaccinați în acest moment. Sunt țări care au venit cu o serie de stimulente astfel încât oamenii să-și dorească să se vaccineze. Nu le zic privilegii. De exemplu, în Germania îi lasă pe cei vaccinați să circule și noaptea. Nu au restricții ca toți
ceilalți. Da, este știu. Un exemplu. Noi spunem, dumneavoastră îi spuneți stimulent, la noi e de avarma, dar eu contează. Eu vă spun că eu mă tem de astfel de departajări în exercitarea drepturilor oamenilor, de liberă circulație. Este periculos să acordăm parțial drepturile unora și... Vă temeți de discriminare, să nu fiți acuzați exact, de discriminare. Exact, da, să nu fim acuzați de discriminare, mai ales că... Pe de altă parte, de ce nu veniți cu o serie de facilități de stimulente pentru cei care se vaccinează, în așa fel încât populația nevaccinată să aibă de ce să treacă pe la centrul de vaccinare? Deocamdată nu ne-am atins limita și deocamdată eu cred că trebuie să insistăm și să lucrăm un pic la componenta educațională și explicativă. Trebuie să le explicăm oamenilor și să le exemplificăm mai bine care sunt beneficiile vaccinării și nu luate doar exemplele din România, ci și exemplele din alte state europene, cum ar fi Israelul, care este numărul 1 în materie de procent al populației vaccinate. Și a fost și una dintre primele țări care s-au deschis în totalitate. Vorbim de alt nivel al disciplinei la nivelul și al educației, populației. Și al educației. Nu este vorba doar de disciplină, este vorba de educație. Nici acolo nu este obligatoriu vaccinul. În Israel au fost clare de la bun început. Da. Restaurantele deschise doar pentru cei vaccinați. Nu prezentai dovada vaccinării, nu intrai. Acolo nu a fost multă filozofie la mijloc. Primarii ar trebui este periculos să știți să mergem cu o hârtie după noi prin care să prezentăm dovada vaccinului. Este periculos, hârtia, adică e suficient să avem smartphone-uri aproape toți. Ne vom duce cu gândul toți în altă parte și către alte vremuri. Plus că se face verificarea și pe bază de CNP, dacă avem actul de identitate, să-l prezentăm. Primarii ar trebui cooptați în această campanie de vaccinare. Este și îndemnul președintelui, l-am auzit zilele trecute. De ce primarii? Pentru că scârție foarte tare vaccinarea, în special rural. În mediul rural. Există o reticență incredibilă și mai ales când vorbim de categorii vârstnice. Avem probabil exemple chiar în propriile familii, printre cunoștințe, printre rude, persoane în vârstă care au plecat urechea la tot felul de campanii de dezinformare. Și acum se tem cumplit să-și facă un vaccin. Primarii, am auzit primari de la PSD care spuneau, asta nu-i treaba noastră, e treaba celor de la DSP, celor cu halate albe, da? Și ne implicăm noi în campanie de vaccinare. Ești una și bună, campanie electorală aia cu voturi, în rest probabil nu. Cum îi puteți oare convinge pe cei de la firul ierbii să se implice în comunitățile acelea noi rurale? Noi avem o decizie. În urmă cu 3 săptămâni, deci în urmă cu 3 săptămâni, Partidul Național Liberal, în cadrul biroului executiv al Partidului Național Liberal, a dat o decizie prin care toți primarii Partidul Național Liberal din mediul rural se vor implica în susținerea campaniei de vaccinare. Este o decizie de la PSD, ce faceți, transmisă tuturor filialelor din toată țara care alții a ajuns până la... Bun, cu PSD, nu, eu ce v-am faceți? Spus ce facem, ce facem noi ca și partid. Cu primarii PSD acolo nu putem decât să apelăm la responsabilitatea fiecăruia față de comunitatea pe care o păstorește. Da. Pentru că o obligativitate este... Foarte scurt, suntem pe ultimele 2 minute. Organizatorii de festivaluri se plâng că au fost săriți de la acea schemă de ajutor pentru Horeca, deși reprezentanții ai puterii susțin că ar fi incluși. Ați lămurit și dacă au fost săriți, de ce? Amendamentul a fost inițiat de mine, deși de încă 3 colegi, Gabriela Horga, Ionel Dancă și încă o colegă de la Bistrița, prin care organizatorii de evenimente neculturale au intrat în schema de ajutor pentru... Necultural ce înseamnă? Festivalul acela Never See, Antol? Nu, neculturale înseamnă, de exemplu, Brand Minds, Fashion Week... Bun, și cei care organizează aceste festivaluri de muzică, deja... Inclusiv târguri, inclusiv târguri și expoziții beneficiază erau la evenimente culturale. Știți de ce am făcut amendamentul? Sprijin. Pachetul de sprijin era pentru Horeca. Deci era pachetul de sprijin pentru Horeca organizatorii... și noi am avut un amendament prin care am introdus organizatorii de evenimente neculturale în acest sprijin. Dar nu i-ați inclus și pe cei care dar fac festivaluri de muzică? Pentru că ei vor avea o schemă separată pentru deci evenimente culturale. Deci acum nu sunt inclus, au dreptate.
Păi nu sunt pentru că, de fapt, știți cum era? De fapt, organizatorii de evenimente neculturale nu erau incluși în schema organizatorilor de evenimente culturale. Ăștia, organizatorii de festivaluri de muzică. Nu sunt incluși pentru că această schemă era pentru Horeca. De ce nu sunt incluși? Pentru că era pentru Horeca. Și de ce nu veniți ei cu o schemă, o schemă și pentru ei? Vor avea o schemă separată pentru evenimentele, organizatorii de evenimente culturale pe care o va iniția Ministerul Culturii. Și până atunci ce fac? Se roagă? Păi nu, așteptăm să iasă schema respectivă. Cât durează? Guvernul trebuie să vină cu acea schemă. Dar de ce nu i-ați inclus și pe ei? Pentru că era pentru Horeca și noi am inclus, de fapt, ca ei nu organizatori de evenimente neculturale, pentru că ei nu erau prevăzuți nicăieri și ar fi rămas în afara schemei. Că e incredibil, nici anul acesta. Ei nu se pot juca, azi se poate, mâine nu se mai poate să ținem festivalul. Eu am încredere că acea schemă care le-a fost promisă, pentru că le-a fost promisă acea schemă de ajutor pentru organizatorii de evenimente culturale, va veni și din acea schemă vor primi ajutoarele cuvenite. Dar nu aveți un orizont clar de timp pentru ei? Nu sunt reprezentant al guvernului, dar știu că se discută intens despre acea schemă și așa am ajuns, v-am zis, a fost modalitatea prin care i-am inclus pe cei organizatori de evenimente neculturale în schema Horeca, ca să nu rămână în afară și să nu prejudicem pe nimeni. Mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o. Ne oprim aici. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit la Realitatea din PNL. Pe curând!